Începând de astăzi, angajații caselor de asigurări de sănătate se află în protest generalizat pe perioadă nedeterminată. Oamenii cer salarii decente, întrucât, potrivit Federației Sindicatelor Caselor de Asigurări de Sănătate, din anul 2018 nu au mai beneficiat de majorări salariale. Din această cauză, în ultimii 4 ani ar fi plecat peste 25% din totalul de salariați. Protestul atrage după sine și o serie de disfuncționalități. Acest fenomen aduce grave atingeri funcționării tuturor caselor de asigurări de sănătate și casei de asigurări de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, privind relația cu furnizorii de servicii din domeniu. Astfel se pune în pericol decontarea cheltuielilor prestatorilor de servicii, precum și spitale ori farmacii, asigurarea cu medicamente și materiale sanitare pentru pacienții cu boli cronice. De asemenea, va fi pusă în pericol și creșterea exponenței a perioadelor de procesare și de contare a concediilor medicale, dar și scăderea capacității de interacțiune cu populația beneficiară de servicii publice de sănătate. Și la Deva, cei care au avut nevoie de serviciile celor de la Casa de Asigurări de Sănătate s-au trezit că nu au cui să se adreseze. Dar ce nu este deschis? E protest. Doamne, de ce o să se iasă din asta? Au afișul aici, uitați. Trebuia să-i spună el, nu mai venit, că trebuie să-mi iau o hârtie de la ei. Deși proiectul de lege trimis în Parlament viza în mod direct salarizarea lucrătorilor din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, anumiți miniștri și parlamentari au intervenit prin amendamente pentru alte tipuri de categorii de salariați din sectorul de sănătate publică ce nu erau vizați de proiectul legii. În ciuda unor promisiuni care ne-au fost făcute, am constatat că s-au găsit soluții prin ordonanțe de urgență pentru alte categorii de salariați din sănătate, cu excepția noastră. În fața publică ne cerem scuze pentru această situație dificilă și pentru neplăcerile care vor urma, se arată într-un comunicat de presă transmis de Blocul Național Sindical.